Bună dimineața urșilor! Ia uitați ce am făcut aici mai prostii Astăzi se pare că e o zi din aia în care merge totul pe dos să vedem. Am dat cafeaua pe jos o să îmi îngrucesc acum cafeluța cu o linguriță de miere de rapiță o să mănânc și două lingurițe de păstură pentru că astăzi vreau să vă arăt opusul clipului de data trecută, adică o să avem o dietă în care voi mânca foarte foarte puține calorii dar voi încerca să mănânc foarte multă mâncare. Cât mai mult volum, cât mai puține calorii. Haideți să vedem dacă reușim. Stați cu mine până la sfârșitul clipului pentru că o să vă arăt toate mesele de astăzi. O să vă arăt și numărul de calorii. O să încercăm să mâncăm și foarte multă mâncare și să creăm un deficit caloric imens fără să ne fie... Să ne fie foame, da? Ok, am băut cafeluța, iar pentru micul dejun am pregătit ceva super, super simplu. Avem 2 filete de pâine, aproximativ 50 de grame de pâine. Avem uh, muș din ăsta file, 100 de grame de mușchi file. Și un uh, iaurt din ăsta de băut, cu 0,1% grăsime, are 30 de calorii pe 100 de grame. Are 330 de grame. Este foarte bun, are și proteina La fel și mușchiul ăsta are vreo 20 de grame de proteină. Pâinea are și ea ceva proteină. Asta e un mic dejun care îmi place foarte mult, se face foarte simplu și are foarte puține calorii, în jur de 300 și un pic de calorii. Ca să mai economisesc din calorii, de data asta n-am mai pus cașcaval, n-am mai pus brânză, n-am mai pus nimic de genul acesta peste, am pus decât file. După ce o să mănânc semnșurile acestea, o să plec la sală pentru că trebuie să mai ardem și acolo niște calorii pentru a crea un deficit caloric cât mai mare. Nu fac asta zilnic, adică nu încerc în fiecare zi să creez un deficit atât de mare, pentru că nu este ok, însă pentru acest clip vreau să încercăm să facem un deficit cât mai mare, să mâncăm cât mai multă mâncare și să avem cât mai puține calorii. O urez poftă bună și ne revedem mai încolo după ce mă de la sală să vedem ce mai mâncăm. Am venit de la sală și o să mănânc două banane cu o butică de asta proteică de 40 grame de proteină de la Dr. Oetker are 400 de grame și 33 de calorii, ia uitați, are 83 de calorii pe 100 de grame, ori 4 vin undeva la 330 de calorii, este foarte bună, foarte mare, mai avem și vreo 200 de grame de banane, deci avem vreo 600 de grame de mâncare, o masă voluminoasă, o masă rapidă, pentru că nu am altceva ce să mănânc până pregătește șeful meu bucătar masa de seară, voi mânca mâncarea asta. Bananele nu sunt chiar cele mai slabe în calorii, însă îmi plac foarte mult și merg foarte bine cu budinca asta proteică. Bananele au 90 de calorii pe 100 de grame și avem aici undeva la 530 de calorii, 40 de grame de proteină și 600 de grame de mâncare. Nu este niciodată de foame pentru că m-am trezit târziu astăzi, m-am trezit la ora 11, abia am venit de la sală, așa că o să mănânc mâncarea asta și până de seară așteptăm să vedem ce pregătește șeful meu bucătar. I-am spus să facă niște legume, ceva să fie foarte slabe în calorii, să nu pună ulei. Și vom avea o masă pe cinste. Revenim mai încolo cu următoarea masă. S-a făcut ora 8 seara și este timpul pentru următoarea masă și avem aici foarte, foarte multă mâncare care este foarte slabă în calorii. Aici avem niște mâncărică din asta de ciuperci. A făcut-o șeful meu bucătar acum. Haideți să ne punem și noi. O porție generoasă. Ia uitați. O să punem și niște fasole din asta verde. Tot așa, foarte puține calorii. 30 de calorii are fasolea verde pe 100 de grame. Fasole verde cu usturoi, scăzut așa și cu mărar. Și lângă avem uh, mâncare din asta de ciuperci, cum vă spuneam. La fel, foarte bună, pentru că ciuperci le au decât 30 de calorii, da? La fel ca și fasolea asta verde. Hai să punem și niște fasole așa. Avem aici o farfurie generoasă, cred că are vreo 400 de grame, 4 x 3, 120 de calorii, vă dați seama, 120 de calorii și foarte multă mâncare. Și aici avem vreo 300 de grame de piept de pui, foarte bun, are foarte multă proteină, 130 de calorii pe 100 de grame, asta înseamnă vreo 390 de calorii și cu 120 de calorii, deci avem aici 700 de grame și decât 510 calorii, da? foarte, foarte bine și avem foarte multă proteină de la pieptul ăsta de pui și ciupercile au proteină și fasolea verde are puțină proteină și o să mâncăm totul cu niște uh, murături din astea. Avem niște ardei, hai să scoatem, scoatem câțiva ardei, mai punem 100 de grame și de ardei din ăștia și se fac 800 de grame. Ardei la fel au decât 30 de calorii pe 100 de grame. Foarte puțin, da? Deci 800 de grame și decât 540 de calorii. Foarte bine, foarte, foarte bine pentru masa asta. Este o masă mare, este o masă bogată în legume, în micronutrienți, în fibre, în vitamine și în proteină. Și opțional putem să mâncăm și o feliuță, două de pâine. Dar nu cred că o să mănânc pentru că am prea multă mâncare aici. Sper să reușesc să o termin pe toată vă urez poftă bună și ne vedem mai încolo, mai la noapte, să vedem dacă mai mâncăm ceva înainte de somn. Am terminat de mâncat, a fost foarte bun. Haideți acum să mergem sus, să ne relaxăm puțin și vedem mai încolo, să vedem ce mai mâncăm. Eu uitați-o și pe măiuța cum stă aici. Măiuțule, ce faci fată? Ce faci, vetițu? Ți-a luat locu,, Hmm? Ți-a luat S-a făcut ora 11 seara și pentru ultima masă pe ziua de astăzi avem aici 500 de grame de dovleac. Este dovleac simplu băgat la cuptor, nu are absolut nimic pe el. Este foarte slab caloric, are decât 30 de calorii pe 100 de grame, ceea ce înseamnă că tot dovleacul ăsta are decât 150 de calorii. Și aici avem un iaurt din ăsta nou, de la Lider am luat, are 200 de grame, 20 de grame de proteină și este cu o aromă nouă de căpșuni și am vrut să încerc. Trebuie să mănânc și ceva proteină pentru că este ultima masă și vreau să mănânc proteină la fiecare masă pentru că scopul meu nu este doar să slăbesc, dar și să pun masă musculară. Haideți să vedem cum este. Așa, haideți că l-am Să -l gustăm, să vedem cum este. Mm -hmm. Wow, e foarte bun. Chiar e foarte bun. Am mai mâncat și celelalte arome de la Lidl, de iaurt din ăsta proteic, pentru că au mai multe arome, dar nu prea îmi plăceau. Pentru că erau așa făinoase, nu știu. Aveau, avea o textură făinoasă. Dar asta nu are. Mm -hmm. Super bun, chiar îmi place. Și o să-l mănânc cu dovleacul ăsta, pentru volum. Mm -hmm. Super bun și dovleacul. Și asta o să fie ultima masă pe ziua de astăzi. Iar cu tot cu această masă am făcut calculul și avem undeva la 2 kg jumătate de mâncare și decât 1700 de calorii. Ceea ce este incredibil. Pentru că la greutatea mea trebuie să mănânc undeva la 3000 de calorii și am mâncat decât 1700. Plus de asta am făcut și sport. Am ars 700 de calorii la sală. Antrenament cu greutăți plus bandă. Ceea ce înseamnă că rămân undeva la 1000 de calorii și sunt un deficit calorii de 2000 de calorii față de cele 3000 de calorii pe care trebuie să le mănânc ca să mă mențin, ceea ce este incredibil, un deficit de caloric foarte, foarte mare. Așadar, nu uitați, cel mai important lucru, dacă vreți să fiți într-un deficit caloric și să puteți mânca mult, trebuie să mâncați foarte multe fructe și legume, pentru că legumele au 20-30 de calorii pe 100 de grame, fructele au între 30 și 50 de calorii pe 100 de grame, mai puțin bananele care au mai mult. Ați văzut, eu astăzi am mâncat banane și dacă înlocuiam acele banane cu alte fructe, puteam să mănânc mai puține calorii. După părerea mea, asta este cea mai sănătoasă dietă pentru că mănânci foarte multe legume și fructe și poți să mănânci foarte multă mâncare, să nu ți se facă foame și bineînțeles, încă o regulă care este trebuie urmată neapărat, trebuie să mănânci ceea ce îți place, că dacă mănânci lucruri care nu-ți plac, degeaba ești într-un deficit caloric, vei slăbi, dar apoi nu vei mai putea mânca lucrurile acelea și te vei întoarce iarăși la obiceiurile tale și vei pune foarte multe kilograme. Și te vei îngreșa mai mult decât ai slăbit. Și bineînțeles să mănânci proteină, pentru că proteina te satură. Proteina ne ajută să construim mușchi. Asta în cazul în care vreți să construiți mușchi, însă eu îmi doresc foarte mult să construiesc și masă musculară, cât mai multă și pentru mine este important să mănânc proteină de 3-4 ori pe zi, chiar 5 ori pe zi dacă pot, să fiu într-un deficit caloric, adică să mănânc mai puține calorii decât consumă corpul meu și să mănânc lucruri care îmi plac, care îmi fac plăcere. Nu să mănânc lucruri care nu-mi plac și să le mănânc așa în scârbă. Și astfel voi putea să fiu și sănătos, voi putea să mănânc și o cantitate mare de mâncare, astfel încât să nu fie foame, să nu mor de foame la dietă. Și țineți minte că aceste mese pe care le-am avut astăzi, pe care vi le-am arătat în clipul acesta, sunt doar o idee, puteți să mâncați cu totul alte legume, cu totul alte fructe, nu trebuie să mâncați exact ca mine. Orice fruct, orice legume este foarte bună, orice proteină, cât mai slabă, cu atât mai bine, pentru că majoritatea calorilor vin din grăsimi, deoarece grăsimile au 9 calorii pe un gram față de carbohidrați și proteine care au 4 calorii pe gram. Ați văzut față de clipul trecut în care am mâncat de dieta românească în care am mâncat mâncare românească a fost mult mai multă mâncare astăzi mult mai puține calorii față de cât am mâncat în clipul acela pentru că dieta românească este bogată în grăsimi, în carne grasă și de aceea are și mai multe calorii. Vă urez poftă bună, somn ușor noapte bună și ne vedem data viitoare cu următorul clip. V-am pupat! Ia uitați că am uitat să vă arăt eticheta 65 de calorii pe 100 de grame și 10 grame de proteină pe 100 de grame. Ceea ce este super, super tare. Foarte bun iaurtul ăsta, foarte, foarte bun. 200 de grame, 130 de calorii. Super tare, chiar merită.